Transportatorii de mărfuri și de persoane au fost verificați astăzi de polițiști. Au fost controlate peste 60 de autovehicule și au fost legitimate aproximativ 100 de persoane în cadrul unei acțiuni ce a vizat reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere. Polițiștii au descoperit că nu toți șoferii respectă legea, așa că au aplicat 21 de sancțiuni în valoare de peste 15.000 de lei. Vreau să-mi prezentați documentele. Vă aduc la cunoștință faptul că sunteți înregistrat video și audio. Mai puțin, 18 sau 19? Bună ziua! Uite cum e un loc video. Toată lumea purtă mască, da? Da, uite-ați. Timp de mai multe zile, polițiștii desfășoară activități în baza unui plan de acțiune care vizează reducerea numărului victimelor accidentelor rutiere și a consecințelor acestora pe fondul nerespectării legislației de către conducătorii autovehiculelor de transport public de marfă sau de persoane. Polițiștii cu atribuții pe linie rutieră din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, în baza planului de acțiune Trachea-Mbas, elaborat în baza planului operațional al polițiilor rutiere europene din cadrul Europol, desfășoară o acțiune pentru verificarea autovehiculelor care transportă persoane, respectiv 8+1 locuri, și pentru autovehiculele care transportă marfă cu o masă maximă totală autorizată mai mare de 3,5 tone. Se verifică respectarea timpilor de conducere și de odihnă, controlul stării tehnice a vehiculelor rutiere, precum și identificarea persoanelor care nu respectă măsurile stabilite la nivel național pentru prevenirea infectării cu noul tip de coronavirus. Șoferilor care nu respectă legea le-au fost aplicate sancțiuni. Pentru faptul că ați condus un mijloc de transport public de persoane, da? Și nu ați purtat masca corespunzător, vă rog să vă trageți masca până pe nas, da? Astăzi veți fi sancționat cu un avertisment scris. Mențiuni dacă aveți. Interesul Poliției Române este ca dumneavoastră să conștientizați fapta pe care o faceți și pe viitor să nu se mai repete. Polițiștii au verificat peste 60 de autovehicule și au legitimat aproximativ 100 de persoane. Au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei.